Romanța de Mircea Ștefănescu. Primăvara anului 1846. În cerdacul alb îmbrăcat în glicinii al conacului negri de la Mânjina, jețurile și scaunele comode își așteaptă musafirii. Lai, 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 Ionică, lai, 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 lai. Acu' să punem și florile, așa. Hai, gata, gata, duducă. Când or veni musafirii? O să vadă ce vrednice sunt moldovencele noastre. Păi, și dacă pun pahare la masă? Uitai! Câți ani ai, Rodică? 17. Da, Flăcău, ce culoare de ochi are? Albaștră! Și-o mustăcioară! Neagră! Părinții, ce zic? Că-i curățel, dar ar fi rușine cu el. Dar zic că două sărăcii la oaltă. Așa? Ei bine, spune-le că fiind a ziua mea și a fratelui meu, noi ne legăm avă cu nuna și îl vestoam. Să-ți par ghinionul! Ionică! Ionică! Hei, hei! Măi, măi, mai să mă docoare fetița asta! Pădi, Alecu, ce bucurie să te vedem! Hai, Costache! A venit Alecu Rusor! Bine ai venit! Cât tare ți-am adus dorul! La mulți ani, Duduie! Cinstită bucurie pentru mine să fiu întâmpinat de frumoasa Elena Negri la belele! Dar n-am nicio asemuire cu tiza mea mitologică. O, cum? O adevărată frumusețe brună. Ardoarea ochilor negri, mari, febrili, belșugul părului, fermecător contrast cu paloarea obrajilor, fire prietenoasă, distinție naturală, inteligență vie. Oh, da, e o adevărată litanie. Numai că, din pricina mea, nici n-a izbucnit vreun război, nici n-am fugit de la soțul meu, de care m-am despărțit după toate canoanele. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani, dragii mei. Bine ai venit, gâdea al șucoilor dintre Focșan și Dorohoi. Ia să te vedem cum arăți de când te-au slobozit din chilia surghiunului. Păi ce nu vezi, Costache? Înalt, voinic, puternic, părul negru și ondulat, dat pe ceafă în plete îngrijite, pieptanate, barba neagră frumos tăiată, vârfurile mustăților cad în sus fără trufie. Ia spune, cum a fost în surghiun? Ei, mai ales cu dușmănia iernii nu m-am împăcat la Soveja. De altfel, n-am stat numai pe hrană de fasole, cum a glăsuit ofisul lui Vodă Mihalache cel mitarnic, care poruncea să fiu străjuit de jandar. Și dacă fac o socoteală dreaptă, m-am ales de acolo cu scrisul unor amintiri și cu descoperirea acelei minunate meorițe pe care am și încredințat-o lui Alexandri. Bașca cu faptul că m-am pomenit pe neașteptate și jertfă politică. Mă bucur că nu ți-ai pierdut spiritul șagalnic. Știi, mă gândesc că lupta pe care ați început-o prin teatru, voi, dumneata și Bazil, poate să vă ajute să îmbrobodiți o leacă vigilența ocrâmuirii. Eu nu cred că lui Vodă îi mai arde de șagă. Când Alexandri a tras primul clopot în decembrie cu piesa lui Iași în carnaval, ocrâmuirea a simțit bine ce mocnește sub glumă. Nu degeaba a vrut să oprească piesa. Aduceți-vă aminte. În ianuarie, complotiștii imaginați de Bazil au apărut în carne și oase pe străzile Iașului, strigând nemulțumirile poporului. Și când acum, în februarie, ai venit cu jignicerul Vadră al dumitale, Vodă a înțeles că duhul răzvrătirii începe să prindă coajă și de pe scenă se poate întinde în toată Moldova. S-a și întins, binișor? Ah, dar mi se pare că prietenul nostru dorește ciubuc. Ei bine, doresc. Într-o clipă sunt înapoi cu ciubucul. Pentru frumosul nostru prieten de o distincție rară. Nu vrei să mă ierți deloc? Cum mă mai duce dânsa cu sănătatea? Medicii au găsit boala destul de înaintată. O să-și petreacă iarna în aerul mai blând al Italiei. Ei, gata, ciubucul! Da,
Să vedem pentru cine am pregătit pe al treilea ciubuc. Poftește, Alecule, Costache. L-ai pregătit pentru fratele Alexandrii? Nu, Bazil preferă țigaretele. Atunci du-te repede și adu țigaretele. Uite-l, vine cu sora lui, Catinca. Da. N-am auzit trăsura, ia să mă duc să-i primesc. Mai cunosc un singur caz când un frate și o soră se înțeleg atât de bine ca Bazil cu Catinca. Un singur caz? Care? Al vostru, tu și Costache. Ce proastă sunt. Hei, ia uite! Fiți bine! Ce bucurie! Era însă de așteptat. Într-o zi ca asta. Dar ăla? Bărbatul meu vine cu Rale din Iași. Noi doi am fost la Mircea să vedem pe Babaca. Ruso s-a lăsat dinspre Cașin, Ghica poate de la Paris, Cuza vine de la Barboș, Costăchiță Filipescu de la București. În fine, mânjina voastră stă la încrucișarea drumurilor noastre, care au o singură țintă. Aici nu mai suntem moldoveni și munteni, ci români. Gata, uniți! Da. Abia aștept să sosească toți. Dar jețurile stau cu brațele deschise. Vă rog, luați loc. Da, așa. Bazil, ne-ai adus ceva? Da, câteva poezii de colibă. Poezii de colibă? De ce? Pentru că le-ai tras seva din comoara poeziilor populare? Făcând din ele arma care ne păzește limba. Noi suntem bucuroși că avem un bard care stă cu urechea la pulsul ei. Ar putea fi oare titlul de glorie mai frumos pentru un poet decât acela de poet național și popular? Dimonul. Cine vine? Dimonul? Da, 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 un dimon al dorinței de parvenire. O vecină, o moșiereasă, Cocoana Tarsiță. Cocoana asta, Bazil, e un tip. Are să te interesezi? Zău? Ce vreau te aduce Cocoana Tarsiță? La mulți ani, la mulți ani. Și mătăluțul, care-i lecuții? Da, 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 lăsați, nu știu, nu știu. Vă rog, vă rog. Nu, 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 zgrăbite. Of, dar bună-i și un bărbat cole să cadă. Dar să nu lungim vorba. Bună ziua la toată lumea. Bună ziua. Acum care Costache? Suntem mejeși, mă știi. Și inima am, nu? Te știu, cum nu, că te aud până aici. Cum îi faci stopârlan pe țărani și îi ameninți că-i măsori cu prăjina de falce. Dar nu ți-e teamă că s-a ridicat cu toți într-o zi? Se cam mișcă țara. Lasă să miște, că noi și așteptăm. E, care noi? Noi ăștia de ne-am chivernisit o lecuță cu o școală de pământ. Ne-ne. Doar așa ne pune la locul cine s-o cuvine, nu? Ei, și doar așa ori cădea antiriile bărbaților și s-o dichisi și ei ca la Paris. Nu, nu, nu vorbesc de al meu pe care acum să-l vedeți. Vai, l-am făcut bonjur din tet până în călcâi. Dar ce l-ai hotărât să-și lepe de ișlicul? Apoi nu știi, bat? Fusta femei, fașa dracului. Acum spune, cum vrei să mă înfeși și pe mine? Ei, poate știi, Cani Costache, că mi-am ținut demoazele la pension la Iași, mă rog. Franțuzească, cadril, polcă, ghitardă. Le-am și pus la naftarină doi boiernași de țară. Dar acum s-o cotesc că o bătut șasul să mă înfund și băiat într-un pasion. Dar din străinătăți, ești om umblat? Și am venit să mă înveț și să fac. De ce are nevoie băiatul dumitale de străinătate? Pe cum zic, ca să învețe politică. Păi nevârstnic cum e politică, îi trebuie. Las-o ei de micoane ca să aibă timp să ajungă. Și nenui tare în politicale nu face nici cât o șapă de gelată. Numai politica își are alișverișul ei. Alișverișul poate te prinde mai repede în țară. Chiar fără dascăl n-are decât să se uite la Igemonicon. Țineți băiatul să învețe aici cu Ana Tarsiță. Să se pătrundă de limba țării, de trecutul ei glorios. Eu mă gândeam să-l trimit într-o mare capitală nemțească. Anume unde? Pe unde? La Sadagura. Dacă e vorba de Sadagura, atunci se schimbă socoteala. Da, ce? Decât că atunci trebuie să te sfătuiești cu dumnealui, care a scris o piesă despre ist oraș luminat. Da, 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 hai că știu, Iorgu de la Sadagura. Hai, vai, domnule Alexandru, de trei ori am văzut-o și pot zice că dumneavoastră ne-ați deschis capul cu civilizația din Sadagura. Da, da, și dacă e așa,
Bani Costache, ascultă-mă. N-am dreptate să-mi trimit băietul să-și ascute și el mintea ca Iorgu, pitoșila civilizației din Sadagura, cum spunea domnul Alexandrescu. Eu nu știu ce rău. M-ai învins, Coană, dar ce spune? Fiindcă la Sadagura ți era gândul, am să te învăț eu cum să ajungi acolo. Da? Mai treci mata pe la noi. Chiar mâine. E ca acum mă duc. Da, și de mai vide cu băietul la Sadagura, atunci chiar că am să zic, aferim Tarsițu. Sluga dumneavoastră. Da, ia te uite. Bălcescu. Bălcescu. Bine ai venit. Dar cum de n-am auzit că Aleașca? Spune, când ai venit? Bine ai venit, frate Bălcescu. Eu știți, am venit cu dirigența. Salutare și frăție. Salutare și frăție. Am stat un moment să o ascult pe pupăza asta care n-am înțeles din piesa lui Bazil nici măcar că Sadagura e un pârlit de târgușor, cu o singură mențiune în dicționar: târg de boi. A priceput pe dos intențiile piesei. Da, cred că piesa mea este de ajuns de limpede. Luma dezorientează. Intențiile dispar sub învelișul glumeț. Săgețile rămân agățate de penele false și nu pornesc spre țintă. Piesa amuză, dar nu critică, nu condamnă. Dar bine, Bălcescule, totuși sunt luați peste picior judecătorii, ispravnicii. Țăranii vorbesc despre minciuna boierească. Îi orgulează să trăiască șarlatanismul, care împreună cu aurul sunt domnitorii veacului. E prea puțin. Cum e puțin? E puțin când țăranii cântă, sunt sătul de biruri grele și de plug și de lopată, de ciocoi, de zapcele și de sapă lată. Poate n-ai auzit că premiera a produs un asemenea eveniment la Iași, încât consulul francez a semnalat Parisului un fenomen de schimbări sociale. Dar asta ne obligă la și mai mult. Da, putem spune că de la piesa asta ta, Bazil, începe cu adevărat teatrul românesc. Dar farsa nu este un ton de tribună. Să mă fac înțeles. Uite, vin de la Iași unde ți-am văzut piesa Iași în carnaval. Dar e nemaipomenită. Dar știu. Și eu am admirat dibăcia piesei, hazul și mai ales ideea. Știi ce scandal a fost la premieră? Aga a vrut să închidă cortina. Pe Bazil l-a amenințat cu surghiunul dacă nu-și retrage piesa. Bine, dar piesa aparține publicului. Și Bazil i-a răspuns că... Spune-i lui Bălcescu să știe ce ai răspuns, da. Aga. Hai, spune. Că de mă trimite la mănăstire, am să scriu acolo o nouă comedie cu același subiect. Aveți dreptate să mă înflăcărați, dar cu toate cele arătate de voi, Iași în carnaval nu și-atinge țin. Degeaba, Bălcescu nu se satură decât cu jerate catelegare din povești. În piesa asta ta, Bazil, tu țintești mai sus în intenția ta de atac, ceea ce e foarte bine. Aduci pe scenă un postenic care se teme de comploturi. De ce? Pentru că aceste comploturi există în Moldova. Da, și? Dar dacă tu reduci pe acești complotiși reali la niște irozi de carnaval și postenicul tău tremură de frica lor, atunci nu mă faci decât să râd. Bine. Ori eu aș vrea să-i strig din sală. Nu de irozii ăștia măscuiți, te temi dumneata, ci de valul pe care îl simți crescând de jos în sus și umflându-se până în vârful scării sociale, până la vodă. Uiți, Bălcescule, că nu putem înțepa decât cu aluziile. Chiar numai cu aluziile și piesa tot a provocat scandal. Ce-ar fi fost altfel? Aluziile sunt ca un joc de societate. Ghicești sau nu ghicești? Gluma e o concesie. Nu trebuie să mai scriem cu mănuși. Să mergem direct cu riscul unui singur spectacol. Cum s-a întâmplat cu Rousseau? Să aducem poporul pe scenă pentru ca adevărurile lui să iasă din gura celor ce suferă. Să ne fie înfățișat poporul cu ideile sale, cu sentimentele și aspirațiile sale de totdeauna, cu minunata, milenara lui putere de viață. Ia uzi! Ce plăcăi! Ce oameni! Cum o să mai stea ăștia cu șaua pe ei? O mândră oaste va avea România când îi va veni rândul pe lume. Țineți minte ce vă spun. Ei sunt baza puterii noastre revoluționare. Hai și noi acolo. Da, hai să mergem. Să mergem. Hai. Voi mai rămâneți, nu veniți? Veniți în noi, imediat. Ce flacără. Poftim? Ce flacără e omul ăsta. Bălcescu, e contagios. Da, e contagios. Și chiar dacă nu are, sau în fine n-ar avea dreptate, are însă o imensă putere de convingere. Suntem însă fir deosebite. Da. El, un realist frenetic, visul lui e fapta. Tu, un sentimental contemplativ. Visul tău e poezia. Și iubirea. Tu o transformi în poezie. Prin tine, draga mea, prin tine. Deci, iată-mă, muză. Știi? Îți amintești cum ai fost prezentat acum 6 ani la Pribești?
Nu. Junele nostru Bard. Oh, Bard. Părăsisem pe rând medicina, dreptul și ingineria. Luasem calea literaturii, încurajat mult și de fratele tău. Junele nostru Bard, domnul Vasile Alexandri, de curând întors de la studii din Francia. Și doamna Elena Vârnavliteanu. Cum? Ai strigat. Cum și-a permis această fostă demoazelă să se mărite fără să mă întrebe? Așa am gândit atunci. Știi? Și astăzi sunt surprins că destinul a putut să facă asemenea erori. Da, dar eu le-am corectat. De 3 ani sunt divorțată. Și acum? Acum, iubită, cu adevărat iubită, de anul trecut, la Blânzi, de 8 martie, când steaua fericirii în ochii mi-a lucit și am putut să strig, iubesc și sunt iubit, ești ființa care mi-a dat atâta încredere în mine, încât aș fi în stare să fac lucruri mărețe. Munca ta se leagă în inima mea cu iubirea ta. Vreau ca amândouă să mă încălzească la fel. Niciodată nu vor fi despărțite pentru mine, nici chiar când eu nu voi mai fi. Vei fi întotdeauna. N-aș vrea să fiu o durere în viața ta, dragă mea. Știi că trebuie să plec la un consult la Viena, da. Și apoi în Italia. Știu, 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 va fi fuga noastră. Fuga? Cum fuga? Ei, ne așteaptă Veneția, Neapoli, soarele, marea. Vrei să vii cu mine? Dar tatăl tău... Ei, știi bine ce părere am eu despre prejudecăți. Totuși, pentru tatăl tău, ele sunt întemeiate. În societatea noastră, nici un părinte nu-și poate dori pentru fiul lui o iubită divorțată. Ei, celecuța mai vârstnică. Ce înseamnă 4 ani în fața veșniciei? Romantic. Dragă mea. Ești un iremediabil romantic. Și pentru ca bucuria tatălui tău să fie deplină, o femeie suferindă de o boală nemiloasă care... Se va vindeca. Se va vindeca în Italia. Câți nu s-au lecuit în aerul dulce și îmbălsămat al Mediteranei. Trebuie să ne învăluim călătoria în oarecare mister, ca să derutăm pe indiscreți, tu iei vaporul până la Viena, te consulți cu medicii, apoi îți faci cura la Ems și la începutul lui septembrie ești la Triest. Eu sosesc acolo prin Constantinopol. O fugă învăluită în mister. Și la capătul călătoriei noastre tainice ne așteaptă o altă taină, mai mare. Căsătoria. Dragul meu. Și dacă... Fără dacă, fără dacă. Știi? Se zice că fiecare om are în cer o stea legată de soarta lui. Steaua mea ești tu. Până la capăt. Orice s-ar întâmpla. Orice. Cum a fost plimbarea? A fost frumoasă? Nu sunteți puțin obosită? Nu sunteți tristă, nu? Tristă? Eu? Eu, Anunțiata, tocmai când mă întorc de la Posilipo. Dar știi ce înseamnă cuvântul grecesc, Pausilipon? Nu? Înseamnă încetarea tristeții. A, și noi trăim aici la Neapole și habar n-avem. Voi, napolitanii, aveți... Doamne. Aveți inimă însorită. Sunteți făcuți pentru bucuriile calde ale vieții. Da, dar știți că și domnul vorbește fiecare dimineață cu soarele. Eu, unicat om în lume pierdut, neînsemnat, te port în al meu suflet cu întreaga ta mărire. În tine cred, o soare, pe tine mi-este dor, prin tine cunoscut-am văpaile iubirii. Cu tine am fost tovarăș pe calea fericirii. În tine am sorbit viața. În tine vreau să mor. A, nu, la Napoli nu se moare. Decât după ce îl vezi, zice un dicton. Minița. Doamne. Nimic. Nu, nimic. A trecut. Să te odihnești puțin, Minița. Nu,
Nu, nu încă. Vreau să spun ceva mai târziu. Bine, bine. Poșta a venit? Nu, domnule. Doamnă, să vă așez pernele, doamnă. Să vă aduc șalul? Nu, nu, nu. Mulțumim, anunțiata. Pot să pleci. Bine, doamnă. Aștept ceva, Bazil? Nu. Niciodată n-am ținut mai mult la ceva decât la singurătatea noastră, la simțământul de inegalabilă fericire al singurătății noastre în doi. De ce mi-aș dori? Să fim pe lume tu singură și eu. Bazil al meu, egoist, atât de exclusiv, încât reduce lumea la noi doi. Tu singură și eu. Dar tu nu poți fi și nici n-ai voie să fii egoist. Dragul și iubitul meu, tu trebuie să împrăști în lume bucuria pe care ți-a dat-o ea ție. Tu ai darul să risipești norii. Egoismul ți-ar întuneca fața. Îți amintești cum l-ai înveselit pe Bălcescu la Palermo când ai citit Piatra din casă? Cât a râs de tocmelile de căsătorie dintre mama fetei și tatăl băiatului. Așa, dragă cocoană, dacă nu vrei să adaugi încă două salașe de țigani în foaia de zestre, apoi nu pot nici eu să-ți dau băietul. Ce memorie ai. Dar n-ai scris piesa pentru mine ca să mă distrezi? Flăcăi ca al meu, nu se prea găsesc pe toate ulițele. Hi, pentru că te scompești pentru două salașii de țăgani, pune-ți pofta încoi despre coscriere cu mine. A venit un domn. Cine? Bălcescu. Bălcescu, Bălcescu, ce surpriză. Anunțiata, lea cu valizele. La noi sau în trecere? Hai, vino, vino, stai. Direcția Roma Paris. Așa. O noapte la voi. Nu se poate, numai atât. Am auzit de afară vocile voastre, un adevărat spectacol. Și m-am bucurat că am auzit replicile ale căror concluzie m-au uns pe inimă. Decât să se mai certe familiile pe sălașele de țigani, mai bine se dezrobească. Așa ai spus atunci, Bălcescule. În felul acesta ai admis gluma. Pentru că tu, când e vorba de dezrobire, nu glumești. Știi? Bazil visează să dezrobească într-o zi țiganii de la Mircești. Îi urez să reușească. Deocamdată ne-a dezrobit literatura prin poeziile poporale pe care le-a descoperit până acum. Sunt de-abia la început. Ce izvor de curățire și împrospătare a limbii noastre literare e acolo. Poate și al moravurilor. Pentru mândra care îmi place, nici părinții n-au ce-mi face, nici judele satului, nici chiar domnii sfatului. Domnii șed și sfătuiesc, eu cu mândra mă iubesc. Sunt fericit că vă găsesc atât de veseli. Și se vede cât de coloniniță. Că ești mult mai bine decât la Palermo. Mult mai bine. De altfel, la Veneția, doctorul care m-a consultat mi-a spus clar, când râdeam de interogatoriul lui, că un bolnav care râde e pe jumătate vindecat. Mai am o jumătate și gata. Dar tu? Eu mă grăbesc să adun material pentru poema mea istorică despre Mihai Viteazul. Da. În drum spre Palermo mă opresc la Roma. Vreau să culeg din Arhiva Vaticanului documente cu privire la lupta noastră contra turcilor în 1595. Dar tu, Bazil, ce mai pui la cale? Eu? Ți-aduce aminte de acea tarsiță pe care ai văzut-o clipa anul trecut la noi la Mânjina? Cum nu? Ei bine, până să vă fac eu niște cafele, tu, Bălcescule, îndeamnă să scrie. Mă duc. Ce e, frate? E chiar atât de rău? E pierdută. Doctorul de aici nu-i mai dă decât câteva zile de trăit. Mi-a fost dat să joc teatru și în viață. Fac tot ce pot ca să îndepărtez gândurile, dar ea e uneori de o veselie. Stări de exaltare. Când bolnavii vor să amăgească și să se amăgească. Gata cafeaua. Bineînțeles. Gata răsturnată. Am lovit coada ibricului cu cotul. Niniță. Deocamdată domnii sunt serviți cu o dulceață de chitră. Merin of Ninița. Cât despre cafea, nimeni nu te întrece în confecționarea caimacului gingirliu. Marca Bazil. Sluga dumneavoastră. Sluga dumneavoastră. Când mă întorc, Bălcescule, am să-ți prezint un inventar despre talentele acestei grațioase doamne. O clipă.
Adevărul e că Bazil e încântat să facă el cafeaua. Îi pare că asta l-apropie mai mult de acasă, de obiceiurile de la noi. De fapt, am vrut să rămân singură cu tine o clipă. Spune. Nu-mi place drama decât pe scenă, dar și atunci numai dacă e discretă. Sunt numai la câțiva pași de final. La comedia e finita. Știi că suntem frați de suferință. Eu de 7 ani de când am contractat boala în închisoare am fost de mai multe ori la câțiva pași de final. Și totuși, iată-mă, plec la Roma, apoi la Paris și sper să-mi sfârșesc cartea despre Mihai Viteazul, la care mai am mult de lucru. M-ai adus singur la subiect. Te rog să mă locuiești. Să-i spui că ultima mea dorință a fost să scrie. Sfârșitul meu, să nu-i frâng avântul. Trebuie să fiți amândoi folositori țării. Bine, tu, da. Tu ești fapta, tu ești acțiunea. Tu arzi, te frământă frenezia marilor înfăptuiri. Bazil, e veselia, sentimentalitatea, visarea, melancolia. Vă întregiți unul pe altul. Parcă ați fi o singură ființă, dar nu e de mirare. Sunteți fii aceluiași popor. Te rog, nu mă întrerupe. Deși părăsesc viața, totuși nu mă plâng. Prin Bazil, viața mi-a dat mai multă fericire decât aș fi putut visa vreodată. Dacă el nu bănuiește starea mea adevărată, poate că ar fi mai bine să-l pregătești. Cafegiu! Ah, cu să vedeți dumneavoastră ce înseamnă o adevărată cafea turcească. Ajunge să o mirosiți, a? Dar era vorba să-mi lauzi un întreg inventar de talent. Așa e? Hai să te auzim. Bine, bine. Așadar, inventar privitor la talentele cu care natura cea haină a înzestrat-o pe Elena Ninița Negri. 1. Știe să prepare o cafea turcească grozavă, dacă nu s-a produs în prealabil o ciocnire între cotul ei și coada ibric. 2. Poate fi autoare unor dulcese delicioase, dacă îi dau și eu o mână de ajutor. 3. Pregătește salata cu un talent pe care îl pune în evidență, mai ales plăcerea cu care își gustă și savurează propriile capodopere. E asta, da! 4. A descoperit că 6 ori 0 fac 6 și 21 plus 1 fac 8. Dar de dragul adevărului, trebuie să adaugi că mi-am recunoscut singură greșeala. Da, și-ai spus pe cuvânt mare. N-am vrut să spun că 21 plus 1 fac 28. Dar m-a luat gura pe dinainte. Ai spus așa sau n-ai spus, Niniță? Așa am spus. Numărul 5. Da. Și tot pe dinainte a luat o gură când a învățat faimosul proverb moldovenesc: ca să pot covită, joacă pimâță și îndrilită. O, da, Bazil, Bazil. E frumos, nu? E frumos că suntem împreună. Da. Liniștește-te. Vă rog, ascultați-mă. Liniștește-te. Nu mă întrerupeți. Aș vrea să-l chemați pe fratele meu, pe Costache, de la Paris. Sigur că da, Liniță, da. Și să ne întoarcem repede, repede acasă. Bine. Mi-e dor de liniștea, de cântul, de verdele colinelor moldovenești. Iar voi să scrieți, da. Și să nu vă lăsați înviși de nimic, de nicio tristețe. Dragă mea,
Nimic. Nimic nu trebuie să vă întoarcă din drumul unui ideal. Nici o durere, oricât ar fi ea de mare. Suntem în 1848, în martie la Iași, în casa lui Vasile Alexandrii. E vremea asfințitului. Stea dulce și iubit a sufletului meu. A, tu erai ca tine. Lucrai? O visam. Dragul meu. Și parcă era Eva. Stai aici în jilț. O privea liniștită, senină. Scriei? O evocam. Au trecut 10 luni de atunci și o visez mereu. N-a plecat nicio clipă de lângă mine. Cine a spus că mor iubirile? Dar soarta ne-a hrăzit și uitarea. Și iartă-mă că te întreb. Nu te îndeamnă să-ți refaci viața? N-ai decât 27 de ani. De ea nu mă pot despărți. Nu pot. În tot cazul mă bucur că ai reînceput să lucrezi. Viața are să te recâștige prin muncă. Premiera anunții Țărănești a plăcut mult. Să vedem cum o să placă la al doilea spectacol. Soțul tău nu vine astăzi seară la teatru? Ba da. Dar o să trecem să luăm de la Cuconu Grigore Cuza. O să trecem? Nu cu tine. Cu o prietena mea, fata unei doamne care locuiește la Hangu. S-au înturnat acum de la Paris, aduse înapoi de evenimentele cu alungarea monarhiei. L-a cunoscut acolo pe Bălcescu, cu care s-a împrietenit și care a rugat-o să vină să te vadă. Da? Ah, mi se pare că vine. Nu te superi. Vine să mă ia. Mergem împreună la teatru. Primești-o tu, eu mă duc să-mi pun haina. Da. Spune-i lui Florea să aprindă luminile. Da. E o demoazelă pentru dumneavoastră. Să poftească! Și dumneata aprinde, rogu-te, lumânările. Da. Am întârziat. Dacă ai ști ce emoționată sunt, fratele tău are o aureolă care intimidează. Și eu care îl citeam încă din școală. Dar care acum cu greu mai scrie câte ceva. Ah, da. Mi-a povestit domnul Bălcescu. Mi-a spus că suferă mult de pe urma. Era și dânsul îngrijorat și m-a rugat să-i vorbesc și eu din partea lui. Va găsi, desigur, în vorbele transmise prin tine o consolare. A fost foarte lovit prin moartea Niniței. Era un far pentru el. Și la capătul unei călătorii care trebuia să se sfârșească prin încununarea iubirilor, sărmana lui iubită a murit pe vapor la întoarcerea în țară. Așa cum mi-a descris-o domnul Bălcescu. Bună seara, Dudu. Bună seara. Nu mai fac prezentările, fiindcă despre Margarita știți, am vorbit. Iar despre tine nu mai e nevoie să vorbesc. Îți este o veche admiratoare. Da. Da, de pe băncile pensionului. Și cu Margarita vine direct de la Bălcescu. Da, da. Prietenul meu Bălcescu a avut parte să trăiască zile mari în ultima lună. Scrisoarea lui a fost pentru apatia mea din ultima vreme ca o mână viguroasă care a izbutit să mă scuture puțin. M-a mișcat entuziasmul lui pentru proclamarea Republicii în Franția. Am avut senzația că întrevăd toate visurile noastre. Să vă citesc. Îmi scrie Bălcescu: află că nația cea mare s-a ridicat și că libertatea lumii s-a mântuit. Ce-i, Bazil? Libertatea lumii. Un gând. Catincă, dacă Duduca Margarita e curioasă să-și arunce ochii. Da, da, desigur. Citește tare, Margarita. Vreau să aud și eu. Minunata revoluție
va schimba fața lumii. Regele a fugit. Republica e proclamată. Îți alătură aici o bucată ruptă din catifeaua ce acoperea tronului lui Filip. Însu mi-am smuls-o și m-am gândit să-ți dovedesc... Cugetarea mea s-a întors către tine chiar în momentele cele mai solemne petrecute în viața mea. Oh, de ce n-a avut cugetarea lui puterea să mă atragă acolo? Aș fi simțit din nou că trăiesc. Dacă există un leac împotriva durerilor intime, ăsta ar fi fost singurul. Ar fi bine venit un ceai, nu? Da. Mai sunt 2 ore până la începerea spectacolului. Să-l chem pe Florea. Nu, 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 lasă, mă duc eu. Eu fac onorurile casei. Erai cu mulți ani în urma sorii mele la pension? Of, iartă-mă, sunt un gafăr, deși la anii dumitale... Nu, nu mi-ascund încă vârsta. Încă? Rezerva dumitale trădează o prematură premeditare. Da, da, mi-au măsuri. S-ar putea ca viața să mă îmbătrânească mai repede decât s-ar cuveni. În orice caz, cu firea mea, mă consum mai mult decât... Firea dumitale? Uite, încerc să te ghicesc. Participare sinceră la tot ce înseamnă emoție înaltă, multă sensibilitate. Cam așa. Dintre poeții francezi iubesc pe Hugo și Lamartine, dar mai ales pe Musset. Ai un suflet elegiac, Margarita. Te superi că-ți spun așa pe nume? Oh, nu, nu, nu. E preferabil să nu pui nimic la inimă. Și totuși, totuși lacrima i-a fost hrăzită omului odată cu inima. Avem nevoie de acest dar. Poate pentru diversitate. Eu nu am fost născut pentru suferință. Poate că sunt poeți cărora suferința le priește. Pe mine mă paralizează, mă golește. Când a venit lacrima, mi s-a uscat sufletul. Nu mai vibrez la nimic. Nu se poate. Aș fi vrut să fiu fericit. Atât de mult mi-aș fi dorit acest lucru. Dar se vede că zeii se răzbună. Mi-am lăsat iubita în pământ străin. Nu mi-au îngăduit să o aduc înapoi în țară. Și Catinca și închipuie. Cum se face că nu ne-am cunoscut până acum? Viața mea s-a împărțit mai mult între pension și vacanțele petrecute la țară. Dar eu vă cunoșteam de când eram elevă. Vă urmăream în Dacia Literară, în Propășirea. Am citit Buchetiera din Florența, Istoria unui galben, apoi piesele, Doinele, dar visul. Ah, visul. Poezia în care mă întrebam ce aș fi dorit să-mi dea viața. Comori nemistuite, falnică mărire sau... sau a dragostei făclie. Da, răspunsul vi l-a dat Elena Negri. Și strofa aceea a fost tot o chemare a ei. Tu ce alergi fără de iubire în câmpia cea pustie, vin să aprinzi a ta simțire la dragostei făclie. Al tău suflet, a ta minte, vor gusta veselii sfinte lângă o inimă fierbinte ce te așteaptă ca să învie. Da. Și chemarea și răspunsul au fost tot ale ei. E ciudat cât de bine ai intuit lucrul acesta, Margarita. Aveam impresia că ai fost crescută ca o floare de seră. Oarecum. Mama e foarte voluntară. Dar la Paris... floarea de seră s-a deschis la sunetul Revoluției. Am cântat și eu Marseiza pe grilajul Palatului Regal. Asta mă bucură. Da. Domnul Bălcescu m-a rugat să vă spun. Da? Așa m-a rugat însul. Spune, spune. Că pe Elena Negri nu-i iertat a o regreta ca oamenii de rând. Pe dânsa trebuie să o regretați hrănindu-vă din spiritul ce-o insufla, preschimbând durerea pentru pierderea ei în dragoste de țară. Căci ce este mai mare pentru om decât țara sa? România va fi iubita noastră. Da, sunt cuvintele lui. Da, așa mi-a spus.
Gata ceaiul. Așa, vă rog să serviți. Mulțumesc, Flora, poți să pleci. Bine, Rucunița. Câte? Poftim, poftim. Câte bucățele de zahăr? Oh, pardon, 2, 3. Și ție, Bazile? Tot 3. Așa, deci 3. Margarita, servește confeturi. Mulțumesc. Dacă n-ai nimic împotriva, fată dragă, da. Am trece mai întâi, înainte de a lua pe soțul meu, pe Roland, de la cuconul Grigore Cuza, pe la Copou. O plimbare nu ne-ar strica. Poate că Bazil mai are de lucru înainte de spectacol. Da, aș mai avea de scris o scrisoare. Adică aș vrea să relatez de ce nunta țărănească se joacă acum pe un vulcan. Pe un vulcan? Da, carul de nuntă, costumele, datinele, ora. Trezesc conștiința națională. Care cam dormea de un pătrar de veac. Tinerii, actorii se exaltă la citirea știrilor ce curg din centrul Europei și din Italia și urzesc planuri de revoltă în contra guvernului. Cine știe, o mișcare care poate va da roade. Dar vino, Margarita, plecăm. Bazile, ne vedem după reprezentațiune? Unde? E, nu sunt numai autor în piesa asta, fiind și actor, primesc vizite. În culise, adică pe vulcan. Așa, Margarita, pe cu vulcan. Bine. Cu bine, la revedere. Atunci, la sfârșitul meu. Pot să strâng cu bani? Desigur. Și te rog, stinge și lumânările. Dar numai pe masa mea de lucru. Aici nu. Am înțeles. Nația cea mare s-a ridicat și libertatea lumii s-a mântuit. Libertatea lumii. Libertatea lumii. Libertatea în fața lumii a prins un mândru soare. După o lună, aprilie 1848, pe Valea Bistriței, în masivul Hangului, la poalele Ceahlăului, câteva zile după eșuarea revoluției de la Iași. De ce? De ce, măi, Crețule? Ia spune. Știu eu, bade Udrea. De ce din 200 câți ne-au adunat de vale, de? Ne-au poruncit să urcăm decât noi 3 la curte? Ei, de ce? Se vede că suntem mai dizghețați la minte. Ia nu mai șugui, măi, cimboierule. Că dacă ne-au spus să venim toți înarmați cu ce găsim... Păi da. Păi uite-l, îl vezi? Mult mi-e drag frățiorul de ciomagă. La Iași să-l fi avut, băi, cimpoierule, poate apărai mai bine pe divaniță. Nu. No. Deci și că a fost vrajbă mare acolo în divan. Așa. Dar s-a sculat și vodă din scaun. Aha. Și a zvârlit cu topuzul după dânge. De ce să vede cotulito și al nostru de o sfârâi călcâile până aici la conac? Ia te uite mai mult soiul ăsta cu bijușcă. Dar uite-l că vine. Dar stai, parcă nu-i singur. Așa că fac eu onorile casei. Mă bucur să vă pot cunoaște, monsieur Alexandri. Să rămână la bună ziua. Mai bine urați-le, bună ziua. Bună ziua. Să trăiți. Dar cum ați reușit să scăpați, să fugiți din Iași? Datorită curajului surorii mele, care a poruncit vizitiului să treacă în fuga cailor printre soldații de la bariera Copoului. Am ajuns la via unor amici care mi-au împrumutat caleașca lor. Dar dumneavoastră? N-am impresia să vă fi văzut la întrunirile noastre, nici la Hotel Petersburg, nici la Mavrocordat. Ne-am fi cunoscut. Minut. Vă rog, iubiții plaieși, duceți-vă la Vale, la Vechil. Acolo el împarte pușca. Acolo. Aveți arme? Ui. Acolo. Sunteți mulți băieți? Păi la vă 200. 200? Da, cam nu. Și toți aveți arme? S-a procurat și pușca și lancile. Păi mai armă ca ciomagul ăsta?
Când luau odată foc, greul sting. Mergeți, mergeți, alei, alei. Hai, alei. Hai să le vedem și pe ale vechim. Hai, 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 hai. Moi, eram într-o situație foarte specială. Foarte specială? Ui, eu a trebuit să fug din Iași. A, o situație specială v-a făcut să vă refugiați aici, la Mușie. Foarte specială. Sunt logodit. E un caz de forță majoră. Viitoarea mea logodnică. O clipă, nu înțeleg, sunteți logodit cu o viitoare logodnică? Să vedeți. Mama demozelei m-a considerat ca și logodit. Însă dânsa nu mi-a dat niciun răspuns. Și demoazela se află aici, la Hangu? Hangu, da, la locuința ei. E foarte frumoasă, e superbă, e superbă. Nu mă îndoiesc, superbă. Știu ce alege. Eu am organizat lețaranii pentru partea strategică ce ar urma. Eram foarte îndurerat de eșecul revoluției din Iași, care a dus la arestarea și torturarea peste 200 de bărbați, între cei mai valoroși fii ai Moldovei. Unii încă au putut scapa. Și noi, cei care am reușit să fugim, suntem datori, în drumul privilegiei noastre, să nu stăm cu mâinile în sân. Este admirabil ce ați reușit să faceți dumneavoastră aici. Ați apelat la țărani. Mă scuzați, vedeam că vine... Logodnica. Viitoarea logodnica. Bazil! Vă cunoașteți? Da, sigur că da. Domnule Alexandri, v-am văzut coborând din calașcă. Eram la fereastră cu mama. Vă cunoașteți? Da, dar suntem vechi prieteni. Spuneți-mi, rămâneți aici, la noi? Dacă vă cunoașteți, eu pot să retrag un moment... Dacă mademoiselle permite la mine. Da, permite. Până mă întorc, monsieur Alexandri, țineți dumneavoastră companie de mademoiselle. Da. Contați pe mine. Grand merci, orvar, am plecat, orvar. Dar ce s-a întâmplat, Margarita? Nu de mult la Iași? Lasă, te rog, lasă. Îngăduie mai bine să fiu fericită că te văd aici, în siguranță. Știam că ești printre conducătorii mișcării. Ai fost în comitetul care a formulat ritos cererile obștei. Știam că ești urmărit de oamenii Agiei. E mare lucru să descoperi că a fost undeva o inimă care a bătut pentru tine. E firesc. Era firesc. Eu n-aș fi vrut să fug din Iași, dar mama s-a temut să nu mă amestec cu mulțimea pe străzi ca la Paris. Asta ai făcut la Paris? La răgușeam urlând pe străzi și mama m-a suit în tren și hai la Moldova. Dar ce faceți aici? Ce puneți la cale? E vorba de o mișcare serioasă. Unde? Aici, de vale, se împart arme la oameni. Cum? Prințul ăsta franțuzit care mă așteaptă cu inelul de logodnă în tolba de vânătoare și care a frământat cozonaci până mai ieri. Acum se pregătește de război? Nu râde, Margarita, se împart arme. Îți închipui cât m-am bucurat. După trădarea de la Iași, visul meu era să pot îndemna poporimea de la munte și să o revărs ca pe un torent asupra tronului. Și aici am găsit un început de împlinire a acestui vis. Ar fi admirabil. Dacă e așa, încep să visez și eu. Iar prințul... Frumosul prinț, să nu-l judecăm numai după aparențe. Nu, nimeni nu mă poate constrânge să stimez și poate mai puțin să iubesc pe un om care admite să-mi fie impus de mama. Mama vrea să fie o prințesă. Tocmai acum, când luate în furcile poporului vor fi doborâte toate cinurile, vrei să vorbesc eu cu mama dumitale? Nu. N-ar fi de niciun folos. Nu am decât pe mama. Dacă aș fi avut un frate, să-mi pot găsi un sprijin apropiat. Ce pot face pentru dumneata? Să-ți spun? Spune. Un singur lucru, ca să glumim. Care? Să mă răpești. Bine, dacă îți bași joc de mine. Dar uite că vine logodnicul dumitale. Da. Revoala! Obe,
veni cu mine. Dar dumneavoastră nu v-a oferit pușca? Ba mea, dar ce să fac cu ea? Să trag o dată și apoi să-mi pierd vremea cu încărcatul? Mai de folos mi-e gheoaga. Vorba cântecului, gheoaga și săgeata lui fac pustiul corului. Așa, așa. Dar văd că și dumneata ai rămas tot cu ciomagul. E, apoi am și eu un cântec. Cântecul ciomagului. Auliu, că mult mi-i drag frățiorul de ciomag. În dușman cu el mă bag și le trag, le trag, bă. Vedeți, prințe, cu ce viteș pornim noi la luptă? În lupta? Care lupta? Se strâng oamenii de peste tot ca să pornim. Nu s-a pornit, monsieur Alexandri. Să ne aparam, să așteptam. Nu, cred că e o gravă confuzie. Pe cine să așteptăm? Cum, nu știți? Nu știți zvonul? Care zvon? Se aude ca însuși una din beizadele, ca șef de la milis, a pornit cu soldați să calce aici la Hangu. Se aude, nu e sigur, dar se aude. Pentru asta n-ar rămas dumneavoastră țăranii? Nu ca să porniți spre Iași? Bai, bai, sigur că... Mă scuzați, eu merg în jesc de oameni, mă scuzați. Atunci eu nu mai am ce căuta aici. Dar totuși ar trebui să le vorbești. Uite, oamenii ăștia așteaptă. Ce să le spun? Ce să le spun? Că în ceasul ăsta al țării e ceva mai de preț decât să aștepte aici ca să-și apere unul altuia pielea. Dumneavoastră ați aflat ce s-a întâmplat la Iași? Am aflat și că Vodă cu Coane ar fi prins pe boieri. Și le-ar fi tras o mamă de bătaie. Acum s-ar zice bătaia păpușoiului. Oameni buni, oameni buni, poate firesc să vorbiți așa. Câtă vreme nu vi s-au spus adevăratele grozăvii de la Iași. Spuneți. Noi vă ascultăm. S-au întrunit acolo mulți, junimea luminată, oameni, toți hotărâți să ceară lui Vodă lecuirea suferințelor țării. Și-au cerut îmbunătățirea stării pătului de jos. Libertate, egalitate pentru toți în fața legilor, desfințarea privilegiilor. N-am auzit. Adică foloaselor pe care le are numai pătura de sus. Luminarea poporului prin învățământ gratuit. Da, și multe, multe alte lucruri bune pentru toată lumea. La care știți ce a făcut guvernul împins de Vodă? Nu știu. A smuțit asupra răsculaților sute de soldați amețiți prin băutură, da, ca șarnăuți travestiți în haine militare și care chiar sub comanda lui Grigore Sturza s-au purtat ca o bandă de tâlhari. Iată, uite! Toți amicii poporului au fost prinși, zdrobiți de paturile puștilor, târâți de păr de-a lungul străzilor și închiși ca niște făcători de rele. Iar arnăuții au luat orașul în pradă. Noi v-am ascultat, că sunteți inimos și tare am vrea să vă fim pe plac. Așa-i, mă? Așa-i. Și am văzut că multe lucruri bune ori cerut lui Vodă la Iași. Dar iertați-ne cu o întrebare. O lecuță de pământ pentru nevoile noastre ori cerut dumnealor, ori nu? Pământ, cu coane, pământ. Ați cerut pentru noi? A să vină și timpul ăsta, cu răbdare. Ei, când a venit timpul să ne batem pentru pământ, coane, atunci ne-o bate. Da. Dar pentru a vă apăra stăpânul aici, văd că erați gata. Ei, asta e altceva, coane. Când ești câine de pază, apoi păzești. Bine, băieți, bine. Dar e păcat să se strângă atâtea puști, atâtea arme și să nu pornim la nimic. Dacă n-ar fi decât pentru mai multă dreptate. Sunteți moldoveni. Sunteți români. Eu zic să vă mai gândiți, să vă mai sfătuiți și cu ceilalți și să-mi spuneți și mie ce ați hotărât cu toții, ca să știu și eu pe ce drum s-o apuc. Bine, ia ca ne ducem și om vide. Ne ducem, om vide. Știi că ai de fărătit La drept vorbind, de ce să lupte alături de noi? I-a chemat cineva la luptă când s-a pregătit mișcare? Nu, dacă prietenia mea ți-ar putea folosi într-o clipă ca asta. Buna mea, Margarita. Margarita e tare nefericită. Odată la Mânjina, la Costache Negri, Bălcescu ne-a strigat privind la hora țăranilor: luați aminte ce vă spun. Ei sunt baza puterii noastre revoluționare.
Dar n-am ținut minte, Margarita. Și-am pornit fără ei. Da, trebuie să-mi caut, să-mi găsesc amicii. Ne-am împrăștiat, nu se poate să nu ne regăsim. Vrei să pleci? Ah, uite-i vin. Trebuie să-i spunem așa cum ne-am întâlnit. Da, ia zi. Noi ne-am sfătuit și cu ceilalți bani. Da, cum ne-a fost vorba? Da, cu toții ne-au zis. Ne-au spus așa, că ce au ei cu boierii? Boierii ne ciomăgesc pe noi și vodă pe ei. Da, parte dreaptă, cum s-ar zice. Și cu un vodă și cu altul pentru noi tot un drac. Da. Da. Bine, dragii mei, bine. Judecata voastră e dreaptă. A noastră n-a fost. E departe până la Tulgheș. Pleci. Trebuie. În Ardeal sau în Bucovina, oriunde s-ar fi refugiat ai noștri, e neapărat nevoie să strângem rândurile, să protestăm, să vorbim de ale țării și acolo despre țară. Altfel n-aș fi plecat, Margarita. Înțeleg. Trecătorile sunt primejduite. Da, dar eu cunosc toate potecile. Numai să s-o porniți de sârg să ajungeți cât-i beznă. Da, da, veniți. Rămâi cu bine, Margarita. Cu bine. Mergeți cu noi. Hai, Bucoare. Să mergem, oameni buni. Câte flori și câte stele, toate fete frumoșele. Le-aș putea, m-aș mai rânge, pe toate le-aș prelege și le-aș strânge la un loc. Au trecut 11 ani. Suntem în seara de 5 ianuarie 1859 la Iași, în casa lui Vasile Alexandrii. Prin ferestre se zărește cerul sticlos al nopții de iarnă. E o seară de sărbătoare. Oh, friconașule! Friclor, friclor! Nici eu nu-s făcut pentru iarnă. Nici iarna pentru mine. Noroc că astăzi s-au încălzit inimile în toată Moldova. Dați-mi, mă rog, lana. Și bastonul. Ia vină aici, lângă de flori, uite aici la fereastră. Vezi? Joacă lumea de bucurie. În față, la hotel Petre Bacalov, joacă toți Ora Unirii. Da? Dar boierii cei mari, ce zic a fost ale scuza domnitor? Flore, încă nu s-au dumirit bine. Dar asta nu i-am împiedicat să alerge să facă pe cățelul și dinaintea lui. Și fostul vodă Sturza, ca și fiul său Grigore, care predaseră pe principii ataganilor turcești în 48, au venit de s-au prosternat un bine în fața lui. Apoi, chiar că-ți vine silă. De aceea am plecat de acolo. M-am dus pe uliți să respir bucuria poporului. Dar ce, Florio? Dumneata parcă nu te bucuri de ajuns. Apoi, eu am tot tras nădejde că o să vă aleagă pe dumneavoastră, domnitor. Nu vorbi prostii, Florio. Nu spun numai de la mine, Coane Vasile. La Mircești, oamenii vă știau lângă inima lor. Și așa cum ați dezrobit pe țigan după moartea boierului bătrân, tot așa, fiind credințat și domnitorul Cusa, o să deie pământ țăranilor. Doar îl cunoști ce suflet deschis are. Eu o să-l cunosc. Venea pe la noi, la Mircești, adică la dumneavoastră, când erați băiet. Și acum... Și acum, vechiul nostru prieten Florio este domnitor, iar eu... ministrul lui de externe. Ești mulțumit? Așa? Atunci e om de treabă. De unde te duci? Asuma care va... Poftiți, domnule Costache! Tu! Eu deși abia le-am destul. Așa e, dar ce e? S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Numai că eu am o răfuială cu tine. Și acolo nu era locul potrivit. O răfuială? Ia explică-mi acum aici, între patru ochi, de ce ai făcut gestul acela alaltă ieri seară la sala? Asta era... atunci, hai să stăm jos și să te servesc cu ceva. Nu, te rog, nu mi-oferi nimic, fiindcă nu stau decât câteva minute, mă așteaptă și pe mine. Dar de stat jos, tot o să stăm. Și acum să-ți explic. Faptul că te-am propus fără știrea ta, tu nefiind prezent la adunare,
candidat la domnie al Partidei Naționale. Știi bine că eu n-aș fi avut niciodată gândul să mă urc în copacul scării sociale. De ce să-mi iasă numele ăsta? Tu crezi că eu am ținut să candidez la domnie? Uite cum s-a întâmplat. Când un nou partid, potrivnic unui domn ales din Marea Boierime, și-a pus ochii pe mine, am găsit că e bine pentru țară să renunț la șansele mele și să-i determin pe toți să renunțe în favoarea ta. De ce? Pur și simplu pentru că te-am socotit cel mai demn din Moldova pentru a te urca pe tron. Dacă crezi că am greșit... În orice caz, țara n-a greșit până la urmă. N-ai fost acolo. Nu știu ce va scrie istoria despre zilele astea, dar eu trebuie să-ți spun. Când Lascăr Catargiu a strigat că el nu dă votul său aceluia, adică ție, aceluia care, dacă s-ar face domn, i-ar lua moșiile și le-ar da țăranilor, atunci chiar amicii noștri din Partida Națională au văzut o salvare în alegerea lui Cuza, ale cărui merite le cunoșteau. Dar ale cărui gânduri privitoare la împroprietărirea țăranilor încă nici nu le ghicesc măcar. Așa că fii fericit. Tu ai scăpat de domnie, iar marii proprietari vor vedea cum s-au păcălit. Ce vrei să pleci? Să mai stă o leacă de vorbă, Costache. În seara asta care nu seamănă cu niciuna. Iartă-mă, mă grăbesc. Trebuie să plec mâine în zori cu deputăția la poartă să notificăm sultanului suirea lui Cuza în scaunul Moldovei. Și asta tot tu mi-ai făcut-o, recomandându-mă prințului. Treceți prin București? Da, de asta ne și grăbim. Să preîntâmpinăm alegerea de acolo. Da. Dragul meu, numai așa putem ajunge la unire, călcând șicanele convenției de la Paris. Spiritele sunt în parte pregătite. Mult datorită ție. Te rog, te rog, Costache. Ei vrea poate să te răfuiești cu mine, da. Tu ai împlinit de mult unirea prin limbă și cultură și hora ta. Am fost cu inima la mânjina când am scris-o. Măi muntene, măi vecine, cu cât drag alergau frații de peste Milcov la noi. Tu, Bazil, ai pătruns cu hora ta în inima, în sufletul poporului român, în tocmai cum voia Bălcescu de la tine. Să sperăm că vom reuși. Să sperăm. Deci, frate Costache, înainte. Înainte, frate. E afară, o demoazelă. La ora asta? Ce demoazelă, Floră? Pare mi se gândesc că mai fost pe aici de mult cu biata Duduia Catinca. Mărgărita! Lasă să intre! Mărgărita, intră, te rog! Intră! Vai, ce bucurie! Mă primești? Se poate, dacă te primesc. Mulțumesc, Floră! Mulțumesc! Bine, Conașule! Dar știi ce înseamnă pentru mine venirea dumitale acum, aici, Mărgărită? Dacă ai ști, dacă ai ști... Ce dor mi-a fost să te văd! Cât îmi lipseai, cât am dorit de-a lungul anilor! Cât de singur mă simțeam, Mărgărită! Alexis! Alexis? Da, așa ți-am spus mereu în mintea mea. Alexis, Alexis, Alexis! Am vrut să ai un nume numai pentru mine. Dragă mea, Mărgărita. E adevărat ce ai spus adinaori? Că te simțeai singur? Bine, Alexis, într-o seară ca asta. Îngrozitor de singur. În mijlocul entuziasmului general, mie îmi lipseau cei care nu mai sunt. Ce păcat. Da, păcat. Ce n-ar fi dat să apuce și ei sărbătoarea asta? Nu mai e nici Bălcescu, nici Catinca. Rusul e și el pe moarte, rost de ftizie. Iar Minița... acum vorbește-mi de dumneata. Oh, cât ești frumoasă, Margarita. Frumoasă, n-am fost niciodată. Ba da, întotdeauna ai fost. Dulce fată când râdeai, frumoasă când lăcrimai. Dar spune-mi,
De când ești în țară? Am fost mai mult plecată. Ce face prințul? Ah, tot frumos. Frumos și patriot de la distanță. Dacă vrei să-mi faci o bucurie, roagă-l pe Cuza să ne ia pământul, să nu mai aibă ce pierde la club sară de sară. Dar mama? A murit. A murit acum 2 ani. De altfel am venit singură în țară. Soțul meu a rămas la Paris. Pe mine m-au atras evenimentele. Ți-aduce aminte când mi-a evocat tumultul anului 1848 pe ulița pariziană? A apărut atunci în ochii tăi ceva din flacăra niniței când vorbea despre țară. Dar ce ai? Ce s-a întâmplat? Iartă-mă. Iartă-mă. Fă de că nu observi când mi se strânge inima. E o inimă care a crescut nebunită de dor, de dragoste și acum de fericirea că te-am regăsit. Dar se strânge dureros de teama să nu te piardă. Fă-mă să cred că un asemenea vis se poate împlini pe lumea asta. Da, Margarita, înțeleg. Ah. Un omagiu simplu al lui Barbu Lăutaru, care simte că noaptea asta de triumf amintirea niniței trebuie să fie foarte aproape de mine. Ce forță are o iubire care nu poate muri. Și romanța asta se insinuează contagios din suflet în suflet, din colț în colț de țară. Obsesia ei m-a urmărit până și în înserările pariziene, străbătute ades de nostalgia romantică a studenților noștri. N-ai să poți fi niciodată la altea. O spun cuvintele cântecului. Tu singură și eu, da. Numai voi doi. O parte din mine, urmându-și propriul ei destin, s-a dus pentru totdeauna. Și odată cu ea s-a dus și tinerețea romantică a sufletului meu. Iată ce nu-ți pot dărui. Iată ce nu mai pot dărui nimănui. Rămâi cu bine. Adio. Inima mea, ca și lira mea, nu vor mai putea vibra decât la năzuințele țării. Mai avem un vis de împlinit. După ce îl vom împlini pe cel al lunirii, visul neatrânării noastre, pentru el se va naște acum acea oaste română pe care a visat-o Bălcescu. Și îmi va veni rândul să cânt ce poate cânta mai măreț un poet. Destinul țării mele. Voi reînvia trecutul în versuri și teatru. Voi cânta vitejia cu care țăranul va înfăptui neatârnarea. Să ridicăm în sfârșit cu mândrie capul, căci va veni o zi în care vom asista la o colosală dărâmare de imperii. Și în acea zi ne vom fi pregătiți. Vom revendica tot ce a fost și este încă al nostru. Îți place, frate Bălcescu? Flăcăi și fete, înlănțuiți, vor mări cercul și vor întinde hora în jurul tuturor hotarelor noastre. Hai să dăm până cu până cei cu inima română să Pământul
ascultat Romanța de Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea: Vasile Alexandri, Alexandru Repan, Elena Negri, Violeta Andrei, Bălcescu, Petre Moraru, Costache Negri, George Oancea, Alecu Ruso, Ștefan Hagimă, Margarita, Mirela Gorea, Catinca, sora lui Alexandri, Lucia Cosmeanu Maier, Coana Târsița, Tamara Buciuceanu, Prințul, Virgil Ogășanu, Udrea, Mihai Mereuță, Cimpoierul, Radu Panamarenco, Crețul, Mihai Mălaimare, Florea, Emil Liptac, Rodica, Doina Tamaș, Anunțiata, Ruxandra Sireteanu, Crainicul, Sorin Gheorghiu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Zoe Angel Stanca.